Bună ziua, stimați membrii ai Consiliului Științific Specializat, stimată doamnă competitoare Olga Chetruș, onorați colegi, distinsă audiență. Permiteți-mi să declar deschisă ședința Consiliului Științific Specializat de 321.03 2437, instituit prin decizia Consiliului de Conducere Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 03-1195 din 24 mai 2024, în următoarea componentă. Revenco Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar, președinte, doamna Cabac Ogorevici Irina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, secretar, doamna Caproș Natalia, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, domnul Liviu Grip, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, și domnul Carauș Alexandru, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, care va fi prezent prin conectarea online. După legi se poate, se permite. Propun următoarea ordine de zi, susținere tezii de doctor în științe medicale, absolventii doctorantului doamnei Chetruș Olga, cu următoarea temă. Optimizarea metabolismului cardiac prin terapie citoprotectorie la pacienții cu insuficiență coronariană cronică. Specialitatea 321-03, cardiologie. Conducător științific, domnul Istrati Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, om emerit. Referenți oficiali. Domnul Popovici Mihail, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician, Institutul de Cardiologie. Domnul Coveț Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar. Care sunt opiniile dumneavoastră? Putem începe? Alte opinii nu sunt. De ce procedem la realizarea ordinii de zi și permiteți-mi să-i ofer cuvântul secretarului științific pentru a prezenta datele din dosarul personal a competitoarei. Vă rugăm. Onorate domnule președinte, stimați membri al Consiliului Științific Specializat, cu permisiunea dumneavoastră vă prezenta datele din dosarul personal al doamnei Olga Chetruș. Dumnezeu este născută în anul 1969 în Chișinău, între anii 1986 și 1992 și a efectuat studiile la Facultatea de Medicină Generală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae de Stințanu. Studiile postuniversitare au fost realizate între anul 1992 și 1994 prin studii postuniversitare prin internatură, specialitatea medicină internă, iar din anul 2011 până în prezent activează în calitate de asistent universitar la disciplina de medicină internă semiologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae de Stințanu. Din anul 1994 până în anul 2005 a activat în calitate de medic internist în Institutul Mamei și a Copilului. Dumnezeu a participat la multe stagii, inclusiv probleme actuale în cardiologie, actualități în tireoidologie, Continuum Medical Education Activity in Cardiovascular Pathology and Diabetes Limited, Continuum Medical Education Activity Modern Therapeutic Options in Cardiovascular Pathology, Patologia Cardiovasculară în Medicina Internă, Conferințe Științifice Anuale al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae de Stimitanu, Conferința Științifică Anuală Universității Dunărea de Jos, Galați, România și Congresul Național de Medicină Internă în România. De asemenea, este membru al Asociației Medicilor Interniști, internist din Republica Moldova din anul 2006. În baza tezei, absolventa doctoratului a publicat 13 lucrări științifice, 5 fără coautori, inclusiv 5 articole în reviste științifice recenzate naționale, 2 articole în culegeri de peste hotare, 6 rezumate ale comunicărilor științifice la 3 foruri internaționale și 3 naționale.
Toate actele care au fost prezentate în dosar corespund cerințelor din regulamentul Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova, au fost prezentate în termen de rigoare și se permite susținerea tezei la Consiliul Științific Specializat. Domnule președinte. Mulțumesc. Avem întrebări la doamna secretar în privința dosarului competitoarei doamne Olga Chetruș. Nu sunt întrebări. Atunci permiteți-mi să-i ofer cuvântul doamnei Olga Chetruș până raportul până la 20 de minute. Vă rog. Mult stimate domnule președinte, mult stimate referenți, onorată asistență. Cu permisiunea dumneavoastră vreau să vă prezint rezultatele studiului nostru condus de domnul profesor Valeriu Strache. Bolile sistemului cardiovascular ocupă în majoritatea țărilor lumii primul loc printre cauzele deceselor. Situația epidemiologică în Republica Moldova este caracterizată prin termen supramortalitate din cauza maladiilor cardiovasculare comparativ cu țările economic dezvoltate. În Republica Moldova, numărul total a bolnavilor de cardiopatie ischemică este de 30-40 mii la 1 milion de populație. Și la momentul actual se observă un proces de întinerire a cardiopatiei ischemice, factorile spitalicești fiind ocupate tot mai des de pacienți de vârstă aptă de muncă, ocupând poziții importante în societate, motiv pentru care maladia dată necesită a fi considerat drept una cu valoare socială importantă. O încercare de a mări substanțial eficacitatea tratamentului complex a cardiopatiei ischemice reprezintă introducerea în practică clinică a farmacoterapiei metabolice cu scopul asigurării cardiocitoprotecției, dar nu a căpătat o bază suficientă a dovezilor și individualizării medicamentoase. Direcția medicinii individualizate se bazează pe obiectivul particularităților fiecărui individ separat, în ciuda faptului că acesta definește doar 50% din capacitatea de reacție individuală a preparatele medicamentoase și 10-20% șansa de a dezvolta o boală multifactorială. Astfel, administrarea tratamentului citoprotector a devenit o strategie pentru a reduce riscul cardiovascular atât pentru prevenția primară, cât și pentru prevenția secundară. Citoprotectoarele au efecte directe, pleiotropii, influențează benefic asupra funcției vasculare, prezentând efecte vazoprotective. Efectele asupra stresului oxidativ se rezumă la abilitatea lor de a restabili balanța fiziologică între oxidul nitric și producerea speciilor reactive de oxigen în endoteliul vascular. Tratamentul cu cardiocitoprotectoare în doze înalte atenuează evoluția naturală a aterosclerozei. Citoprotectoarele posedă efecte antiinflamatorii, antitrombotice, inhibă proliferarea celulilor musculare inedite, fără a afecta celulile endoteliale. Pretratamentul cu citoprotectoare ar putea reduce incidența necrozii miocardice pre- și post-infarct. Ca scop, în studiul nostru ne-am pus studierea eficacității farmacoterapiei prin administrarea preparatului citoprotector de ordin metabolic Meltonium la pacienții cu angină pectorală de efort stabilă și comorbidități în baza elaborării criteriilor de abordare individualizată. Obiectivele studiului nostru au fost investigarea impactului asupra capacității fizice la pacienți cu angină pectorală stabilă de efort tratați cu Meltonium, cercetarea echilibrului energetic tisular la pacienți cu angină pectorală de efort stabilă, evaluarea impactului terapiei cu Meldonium asupra caracteristicilor morfofuncționale a miocardului la acest pacient, investigarea efectelor asupra parametrilor stresului oxidativ în urma tratamentului asociativ cu Meldonium la pacienții cu angină pectorală de efort stabilă, aprecierea eficacității farmacoterapiei individualizate în funcție de diferiți indicatori, gen, vârstă, factori de risc, mediu, prezența clasei funcționale și a comorbidităților în ceea ce privește caracteristicile evolutive a tratamentului pentru cardiopatie ischemică. A fost efectuat un studiu clinic randomizat deschis ce includea 160 de pacienți cu cardiopatie ischemică. Criteriile de includere a pacienților în studiu au fost prezența tabloului clinic a anginii pectorale de efort. Dintre maladiile concomitente s-au acceptat hipertensiunea arterială esențială, insuficiența cardiacă cronică stadiul 2-3, diabetul zaharat tip 2
și acordul pacientului pentru participare. Criteriile de excludere au fost absența tablouului clinic angenei pectorale de efort, maladiile concomitente, prezența infarctului miocardic acut, insuficiență cardiacă acută sau insuficiență cardiacă cronică în stadiul 4, hipertensiune arterială secundară, insuficiență hepatică sau renală, maladie inflamatorie acute, orice localizare, intervenția asupra cordului suportată recent și lipsa acordului pacientului pentru participarea în studiu. La majoritatea pacienților, angina pectorală era asociată cu hipertensiune arterială, cu dereglări de ritm, insuficiență cardiacă cronică, la un diabet zaharat de tip 2. Vârsta medie a pacienților a constituit aproximativ 60 de ani. Pacienții s-au aflat la tratament în staționar, în secția de cardiologie în anii 2011-2015, continuau tratamentul ambulatoriu. Perioada de observație activă a constituit 6 săptămâni. Genul studiului realizat este de tip clinic și analitic. Pentru selectarea pacienților în studiu au fost utilizate criterii de includere și excludere. Grupurile studiate de pacienți au fost omogenii și comparabile, acumularea datelor a fost de tip caz macro. Eficacitatea tratamentului la sfârșitul perioadei de studiu a fost apreciată conform valorii coeficientului, care a fost calculat cu un model matematic. Tratamentul de fond a anginii pectorale instabile a inclus în sine indicarea antiagregantelor, anticoagulantelor, beta-blocantelor, nitraților, la necesitatea preparatelor antiaritmice. Grupurile de studiu au fost comparabile conform prevenției indicării preparatelor de fond. Adițional, la remediile de terapie de fond în grupul de studiu s-a indicat corectorul metabolic meldonic cu scopul de a spori eficacitatea farmacoterapiei complexe. În cazul anginii pectorale stabile, la pacient s-a fost indicat meldonul. Preparatul a fost administrat în doză de 1 gram timp de 24 de ore pe o durată de 6 săptămâni, care au fost considerate perioada activă de supraveghere în etapa intent-treat. Pe fundalul administrării meldoniului s-a observat o reducere semnificativă a nivelului de 2-3 de fosfogliceraz în eritrocite ca semn de scădere semnificativă a gradului de hipoxie tisulară. S-a depistat o scădere semnificativă a concentrațiilor serice de enzime miocardice organospecifice creatinin fosfokinază fracțiunea 2, și lactate hidrogenată de o enzimă 1, ceea ce vorbește despre reducerea scurgerii enzimelor din citoplasma celulilor în urma stabilizării membranilor cardiolipidare. Tema afirmată în abdomen acționează destul de armonios activând procesele aerobe de aport energetic către cardiomiocite conform gradului de reducere a hipoxiei tisulare. Deja după 3 luni de medicație s-a remarcat normalizarea umbrei ventriculare. După 6 luni de medicație, a continuat procesul de migrare a pacienților dintr-un patern mai patologic de umbrele ventriculare în numărul mai fiziologic. Astfel s-a micșorat numărul de pacienți cu prezența ecocardiografică tipică a relaxării întârziate, în special în grupul 2. Totodată s-a redus ponderea pacientelor cu tipul pseudo-normal de disfuncție diastolică a ventriculului stâng în ambele grupuri. După 6 luni de medicație continue, a crescut semnificativ numărul de pacienți cu patern normal de umbrele ventriculare, 39% în grupul tratat cu tratament de bază, față de 73% în grupul tratat cu asociere meldonică. La etapa inițială, diametrul atriului stâng a depășit valorile convențional normale în ambele grupuri de pacienți, aceste fiind omogene statistic conform acestui parametru. Pe parcursul perioadei de tratament s-a înregistrat micșorarea diametrului atriului stâng în ambele grupuri de pacienți. Însă cu o semnificație statistic semnificativă în locul 2, începând cu luna 6 de medicație. La înrolare în studiu, grupurile au fost omogene după grosimea peretelui posterior a ventriculului stâng. Pe parcursul perioadei de evaluare, acest parametru a necesitat o ameliorare în ambele grupuri de pacienți cu o veridicitate statistică începând cu luna 6 de tratament. La analiza comparativă a evoluției grosimii peretelui posterior a ventriculului stâng între grupuri, la 3 luni de tratament nu s-au înregistrat diferențe statistice semnificative, dar câștigând veridicitate statistică înaltă la 6, 9 și 12 luni de medicație în favoarea grupului tratat cu asociere meldonică.
Începând cu luna a treia, dar și ulterior, indicele CUT, puterea ultimei trepte, a marcat o ameliorare continuă și importantă în ambele grupuri de pacienți, cu o diferență statistic semnificativă majoră din luna a șasea de tratament. La nouă de tratament, acest parametru a demonstrat o amplificare în grupul 2 comparativ cu grupul 1 și la 12 luni de tratament, indicele CUT a atins maximul semnificație în grupul 2. Volumul total de lucru a înregistrat cea mai impresionantă evoluție, care spre finele perioadei de studiu s-a ameliorat de 1,5 ori față de inițial în grupul tratat cu asociere neodonii, cu o diferență statistic semnificativă între grupuri chiar din luna a treia de tratament. Datele obținute au relevat o evoluție pozitivă a capacității fizice la administrarea ambelor tratamente, efectul fiind direct proporțional cu durata medicației, dar cu o exprimare superioară la asociere neodonii, fiind înregistrat semnificație statistică între grupuri chiar de luna a treia de tratament. Rezultatele testului în 6 minute nu au fost discontante cu datele obținute la ciclul ergometriei, demonstrând o ameliorare mai convingătoare a capacității fizice în grupul tratat cu asociere neodonii față de cel tratat cu tratamentul de bază. Albumina ischemic modificată este un indicator care semnalează existența unei ischemii a miocardului și este un predictor important al amplorii peroxiderii lipidice, care are origine, la origine reactivitate dependentă de endotelul afectat. Dacă caracterizăm dinamica evoluției albuminei ischemic modificate, putem conclude că a fost o descreștere semnificativă sub tratamentul miotonul acestui marker oxidativ la toate perioadele evolutive de examinare, fiind statistic semnificativă de la 6 luni, față de etapa inițială și mai jos, chiar față de nivelul de referință. La un an s-a constatat normalizarea totală a indicelor, dar cu valori inițiale mai mari în grupul cu tratament asociativ miotonul. Caracterizând aldehida malonic, trebuie să menționăm că ea este unul din produsele finale ale peroxidării lipidice și este un marker important al activității stresului oxidativ. În ambele grupuri de evaluare putem constata că la etapa de examinare de aldehida malonic s-a redus determinând reducerea activității peroxidării lipidice. Ulterior, DAM a menținut ritmul de scădere, dar semnificativ mai important în grupul de tratament asociativ cu meldonus. Sub acțiunea tratamentului de bază, notificăm o creștere importantă a valorilor catalazii, ce caracterizează o revitalizare sistemului de combatere a stresului oxidativ. Însă, ca și în cazul DAM, o reechilibrare statistic semnificativ mai bună s-a înregistrat printre pacienții cu tratament asociativ cu meldonium în dinamică de la prima lună spre un an de evaluare. Pe parcursul întregii perioade de examinare s-a notat o creștere semnificativă a valorilor superoxidismutazei, ce determină dovada restabilirii sistemului antioxidant, însă statistic semnificativ, mai mult în grupul pacienților cu tratament asociativ cu neozonul. Comparativ grupurile de studiu putem constata că oxidonitric reacționează cu îmbunătățiri liente și comparabile în ambele grupuri de studiu. Dar deja din luna a treia, creșterea concentrației iau amploare mult mai mare pentru pacienții cu tratament asociativ cu miotoniu, comparativ cu grupul de bază. Necesită de remarcat o corelare pozitivă și statistic semnificativă a concentrațiilor catalazei, superoxidismutazei, oxidului nitric, fapt ce determină interdependența lor în procesul patologic ischemic în anglorot pectoral. Pentru determinarea criteriilor de individualizare a farmacoterapiei pacienților cu cardiopatie ischemică, am efectuat o analiză de dispersie pentru a identifica influența unui șir de factori asupra indicatorului de eficacitate a tratamentului. Pentru analiză a fost selectat următorii factori: diagnostic, sex, vârstă, greutate corporală, antecedente de infarct miocardic, diabet zaharat, prezența de reguluri de ritm, fumatul, anxietatea, persoane tulburările funcției sistolice, numărul arterilor coronare afectate și farmacoterapie metabolică. Am depistat o influență ambiguă a factorilor enumerat asupra coeficientului de eficacitate a tratamentului. În baza valorilor coeficientului criteriului F al lui Fischer, factorii analizați i-am aranjat pe măsura creșterii valorilor statistice a influențelor în următoarea ordine: sex, vârstă, prezența concomitentă a diabetului, prezența bolii de bază, fumatul, numărul de artere coronare afectate,
farmacoterapie metabolică, restul factorilor studiați nu au avut un efect semnificativ. Și cu permisiunea noastră, aș vrea să nu dau citirii concluziile și recomandările practice, deoarece ele toate au fost oglindite în rezumatul tezei. Acceptăm, stimați colegi. Da. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentare în timp. Da. Acum urmează sesiunea de întrebări și răspunsuri. Vă rog să adresăm întrebări, doamne competitoare. Doamna profesor Poftiț, Caproș. Care este mecanismul principal al mantelului? Mecanismul principal acestui preparat constă în faptul că el este un analog al gamma-butirobetainei. Gamma-butirobetaina este o substanță care echilibrează face un echilibru între aportul și necesitatea și consumul de O2. În afară de aceasta, gamma-butirobetaina scade considerabil concentrația carnitinei. Scăderea carnitinei și mărirea concentrației gamma-butirobetainei are un efect vazodilatator. În afară de aceasta, gamma-butirobetaina mai are un efect important, deoarece ea scade concentrația metaboliților toxici, cum ar fi aldehizul. Deci asta tot e un efect citoprotector și vazodilatator. Suntem satisfăcuți? Da, vă rog. Doamna academician, poftiți. Spuneți, vă rog, care e diferența procentului mortalității în grupa de control și grupa în studiu? În studiul nostru noi nu am avut, noi ingineri pe parcursul studiului, în acești ani am avut numai 3 pacienți. Dar nu vă pot spune în comparație. Deci decesele nu erau legate cu tratamentul nostru. Asta erau decese din alte. Cine mai dorește? Vă rog, adresăm. Membrii Consiliului. Spuneți, vă rog, care grup de pacienți este cel mai țintit pentru tratament cu meldonium, având în vedere insuficiența coronariană cronică? Mulțumesc. Deci cei mai importanți pacienți care am putea să-i menționăm sunt pacienții cărora le este interzisă intervenția chirurgicală, cum ar fi bypass-ul și stentarea. Sunt foarte mulți pacienți care refuză aceste intervenții chirurgicale. Și acest preparat s-a dovedit a fi foarte efectiv la pacienții care au cardiopatie ischemică asociată cu diabet zaharat de tip 2. Ei răspund foarte bine la tratament și avem efecte foarte bune. Așa, suntem satisfăcuți. Da. Domnul profesor Liviu Grin. Dumneavoastră aveți metoda aprecierii eficacității tratamentului. Poate n-am fost suficient de atent. Cine sunt autorii acestei metode și acolo dacă am înțeles că ați primit diferență între fumători, nefumători și alte. Eficacitatea tratamentului noi am calculat-o conform unui coeficient care l-am calculat. El reprezintă după o formulă matematică, dar reprezintă raportul dintre efectele maximal posibile și efectele care le-am obținut noi în studiul nostru. Noi am urmat recomandările ghidului european de cardiologie din anul 2012 în anexe și în așa fel a fost calculat acest coeficient. Mai sunt întrebări? Da, vă rog, prezentați. Ludmila Kondratski, conferențiar la catedră. Ați avut un studiu foarte interesant. Felicitări. Dumneavoastră a studiat meldoniu. Dar care este raportul de eficacitate între meldoniu și trimetadizidină? Dacă dumneavoastră cunoașteți. Părere de rău,
Noi, în studiul nostru, nu ne-am pus scopul să cumpărăm aceste două preparate. În genere, cu mare regret, în literatură nu prea sunt comparații între aceste două preparate, deoarece trimetazidina este un preparat, spunem, prima generație, care este foarte des folosit, dar noi sperăm, au început să apară tot mai des și mai des studiile legate cu neondonul și sperăm că în timpul apropiat aceste preparate vor apărea studii comparabile, dar noi n-am avut această posibilitate și nici nu ne-am pus acest scop. Mulțumim. Am așa un răspuns din experiența dumneavoastră și din literatură. Care ar fi durata optimă de tratament cu metotrexat, neodoliu? Noi, pacienții, i-am tratat un an de zile, 12 luni. Dar asta nu a fost permanent, deci ei au primit tratament primele 6 săptămâni, pentru care primele 10-12 zile ei au fost internați în staționar și preparatul a fost indicat injectabil, apoi au trecut la pastile și mai departe pacienții pe parcursul, deci au primit câte 2 săptămâni acest preparat. Și noi am evaluat toate rezultatele noastre și pe un an de tratament. Mulțumesc. Alte întrebări? Mulțumesc. Atunci, permiteți-mi, conform protocolului, să-i ofer cuvântul doamnei conferențiar Cabac-Pogolevici, care ne va prezenta avizele catedrei, avizele seminarului științific, avizele asupra autoritaratului. Vă oferim. Poftiți. Permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, voi prezenta actele prezentate în dosarul personal al profesitoare, astfel că au fost prezentate avizele de examinărilor prealabile ale tezei din cadrul ședinței disciplinei de medicină internă, semiologie, a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstințanu și seminarul științific de profil 321 Medicină Generală, specialitățile 321-03 Cardiologie, 321-23 Cardiochirurgie, din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstințanu. În concluzie, remarcându-se că teza elaborată este o lucrare actuală, metodologic corectă, posedă importanță teoretică și practică, rolul de pacient și investigațiile paraclinice efectuate sunt suficiente pentru atingerea scopului și sarcinii lucrării. Rezultatele obținute au permis atingerea scopului propus, studierea eficacității farmacoterapiei prin administrarea preparatului citoprotector de ordin metabolic, meldoniu, la pacienții cu angină pectorală de efort stabilă și comorbidități, în baza elaborării criteriilor de abordare individualizată. Rezultatele și recomandările lucrării vor permite specialiștilor să înțeleagă influența benefică a tratamentului complex cu meldoniu asupra metabolismului celular la pacienții cu angină pectorală stabilă de efort, în concluziile corespunzând în totalitate sarcinilor înaintate de competitor. De asemenea, autoreferatul tezei de doctorat au sosit 9 avize, semnate de Ilia Tudorico, doctor habilitat, profesor Universitatea Națională de Medicină din Cernăuți, Ucraina, Cătălina Arsenescu-Georgescu, doctor în științe medicale, profesor, șeful disciplinii de cardiologie medicală din Universitatea de Medicină și Farmacie Grete Popa din Iași, Grigore Tinica, doctor în științe medicale, profesor universitar, manager Institutului de Boli Cardiovasculare, prof. George Georgescu din Universitatea de Medicină și Farmacie Grete Popa, Letiția Ducec, doctor științe medicale, profesor universitar, Universitatea Apolonia, Iași, România. Victorie Ivanov, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător în Institutul de Cardiologie. Matkosti Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef departament medicină internă, șef disciplina de sinteze clinice a Universității de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Tăstințanu.
Corleteanu Alexandru, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef disciplină de medicină internă, semiologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destinitanu, Victor Vovc, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, catedră de biofizică și fiziologie a omului a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destinitanu și Marcela Braș, doctor în științe medicale, conferențiar universitar la disciplina de cardiologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destinitanu. Toate vizele elaborate au fost pozitive și au adus dovezi privind importanța științifică și practică a lucrării prezentate, precum și veridicitatea rezultatelor obținute, menționând în concluzie că lucrarea corespunde în integritate cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare referitor la teza de doctorat, iar autorul merită conferirea titlului științific de doctor în științe medicale. Mulțumim și acum rog competitoarea să prezinte răspunsuri la avizele parvenite. Eu vreau să mulțumesc cele mai sincere mulțumiri referenților care au acordat timp, experiență pentru evaluarea rezumatului tezei. Aprecierea sugestiilor dumneavoastră valoroase au contribuit semnificativ la clarificarea, consolidarea aspectelor esențiale ale tezei. Criticile constructive și îndrumările oferite au fost de un real ajutor, facilitând o abordare mai aprofundată și corectă a subiectului de cercetare. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim! Și acum cuvânt se oferă conducătorului științific, om emerit, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, domnului Valeriu Istrati. Domnul Ședinte, îți permite așa de pe loc, da? Și pe pe da, mulțumesc. Bună ziua, stimate domnul președinte al Consiliului Științific Speciale VAS, domn profesor Valeriu Revenca, prorector pentru activitatea clinică la universitate, stimați membri ai Consiliului Științific Specialitat, doamna profesor Natalia Caproș, reprezentanta școlii doctorale, domn profesor Liviu Grip, decanul Facultății de Rezidențiat, domnul profesor Alexandru Carauș, vicedirector la Institutul de Cardiologie și secretara Consiliului Științific Specializat, conferențiar universitar, Irina Pogorievici Cabac. Și stimați referenți oficiali, domnul academician Academiei de Științe de Republica Moldova, profesor Mihail Popovici, care a ridicat Institutul de Cardiologie în anii 80-90 și fiind foarte, foarte mulți ani la cârmă acestei prestigioase instituții, astăzi dumnealui îi face onoarea să fie referent oficial la lucrarea noastră și domnul profesor Valeriu Căbeț, doctor habilitat în științe medicale de la Catedra de Patologie a Universității noastre. Stimați colegi, cei prezenți, stimați audiență. În calitate de conducător științific, eu n-am dreptul să vorbesc despre rezultatele cercetărilor. Eu, conform regulamentului, voi vorbi și voi da o caracteristică fostului doctorant, acum competitor, deci asistentul universitar al catedrei noastre, Olga Tetruș. Adevărul este că susținerea oficială a disertației este un eveniment deosebit, de o mare importanță atunci când se încununează cu succes lucru de multă vreme și mare efort, cum pentru Tetrușu Olga, așa și pentru catedra noastră, așa și pentru universitatea noastră, așa și pentru toată comunitatea academică medicală, așa și pentru toți cei care au contribuit. Mă refer la rudii, copii și acei care au ajutat-o pe parcurs. Am cunoscut-o mai aproape de când a fost înmatriculată la noi la catedră, la studii prin doctorat. Mi-am apreciat că tema cercetării va fi de așa natură ca lucrarea să fie finalizată într-un termen de 3-4 ani. Deoarece noi cunoaștem foarte bine dacă se face și se prezintă mai târziu, poate fi mare pericol, deoarece cercetările în medicină avansează destul de repede și rezultatele obținute puteau să nu mai corespundă actualității și noutății științifice atât de necesare oricărei teze. Și aici mi-aduc aminte
de poviețele și cuvintele conducătorului meu, vestitei academiciană, Lubota Filmna Malaia, care era academician Academiei de Științe Medicale din Uniunea Sovietică și academician a Academiei de Științe din Ucraina. Erau muncii socialiste decorată încă de Brejnev în 76, erau a Ucrainei decorată de Kuchma, director de Institut de Cardiologie, director Institut de Terapie, deci șef de catedră, care la tipul oportun, mie cel puțin nou îi spunea, dar și la toți, ребята, диссертация – это скоропортящийся продукт. Деоречи, дака ну фаешь ла тимп, че че требу де факут, дар ё ма букур к дин чий президент ше домну академичан Попорович, ё коноскуто персонал ше нодата, штю к со интелмит ла диферити интурнири, ки ранг фарте нал, ше домну профессор Гриб, кари о со сенутеза на Харка, ше домну профессор Капрош. Deci, așa că eu mă bucur că astăzi asistați la așa un eveniment foarte, foarte frumos. Pe parcurs, Olga a demonstrat calități foarte frumos. De aceea este disciplinată, insistentă, colegială, a frecventat și a dat cu succes toate examenele în termen respectiv pentru minimul necesar, necesar pentru doctor în medicină, cum ar fi informatică, specialitate, limba modernă. Măcar că au apărut niște circumstanțe neplăcute, cum ar fi COVID-ul prin care au trecut practic toți membrii familiei sale și alte cumpine, să zicem, de ordin familiar, cum au influențat mult asupra Olgei, dar la un moment dat a apărut așa o, să-i spun așa, o disperare, un sentiment așa că vă zic că n-ar putea să continue și nu putea să... Totuși eu mă bucur că Olga a avut curajul, a avut insistența, drăzenia să continue acest lucru mare, frumos și astăzi suntem la etapa finală și aici mi-aduc aminte de minunatul îndemn, care îl cunosc toți badmintoniștii. Noi, practic, îl folosim destul de des și eu consider că el este binevenit. Că dacă nu poți zbura, aleargă, dacă nu poți alerga, mergi, dacă nu poți merge, târâi-te. Și aici Olga a strâns din dinți, a strâns tare din dinți și a mers înainte, a mers înainte și a izbutit. A reușit, a biruit. Fapt pentru care eu sunt foarte bucuros. Și dacă noi spuneam că disertația ta scoră porte și se product, adică într-un termen relativ scurt trebuie să facem aceste lucruri frumoase, eu din ultimele informații cunosc și acest preparat care era pe timpuri înregistrat numai în fostele țări a Uniunii Sovietice, deci produs în Lituania, acum el este înregistrat și în țările Uniunii Europene. Adică deja el avansează. Eu sunt sigur că studiind eficacitatea meldoniului în diferite situații, nu numai în cardiologie, că el este binevenit și în alte deci, comorbidități, nu se exclude că mâine pe mâine vor apărea citații deci că au făcut cunoștință cu rezultatele cercetărilor noastre și eu mă bucur că ar să aibă o continuitate. Paralel, de mulți ani, Olga lucrează la catedră în calitate de asistent universitar, ceea ce a permis să acumuleze spunem așa, posibilitate să lucreze cu studenții. Acumulat deci, lucru cu studenții, ceea ce a permis să facă un bagaj mare în lucru didactic. Totodată acest lucru i-a dat posibilitatea să acumuleze autoritate din partea colegilor, din partea studenților, din partea personalului medical a clinicii noastre. Este foarte amabil, este binevoitor. Este de o, cum se cădenie era, cunoaște foarte bine lucrul. Am făcut cunoștință cu familia, deci este foarte bine familistă.
este foarte bună mamă, este foarte bună soție, este foarte bună fiică, cunosc bine părinții. În final, consider că pretendentul, Olga Tetuș, după nivelul cercetărilor efectuate, după rezultatele științifice obținute, după toate trăsăturile frumoase de caracter, trecând prin multe, foarte multe încercări complicate, dar le-a trecut, eu consider că ea este un specialist format, noi, cum spunem, că este sacopt, adică deja are deci, tot ce trebuie să aibă, este foarte bine pregătită și, după părerea mea, merită pe deplin titlul științific doctor în știință medicală. Cu această ocazie vreau să felicit pe dânsa, vreau să felicit pe toți cei care au fost implicați în lucrul asupra disertației, rudele, părinții. Titlul consider că este bine meritat și doresc să-i aducă satisfacție în viață. Vă mulțumesc foarte frumos pentru atenție. Mulțumesc, mulțumirile pe urmă, încă n-am trecut toate etapele. Acum permiteți-mi să repet cuvântul domnului Mihail Popovici, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al Academiei de Științe din Republica Moldova. Poftim, domnul academician. Onorată asistență, stimate domnule președinte, stimați colegi, stimate competitoare, distinși oaspeți pe care i-am întâlnit, nu i-am văzut mulți ani și îmi face o deosebită plăcere să-i reîntâlnesc la evenimente de genul acesta și așa să fie numai la evenimente îmbucurătoare. Continuând în cuvântul meu de introducere, aș vrea într-un fel să nu prea fiu de acord cu conducătorul științific care s-a exprimat din cuva de înțeles că remediul respectiv că rezultatele științifice pe care le avem astăzi, le-am audiat, cam învechit. Nu e chiar așa. Dacă ne referim la cardiopatie ischemică, care cu adevărat e foarte, foarte răspândită în toată lumea, în majoritatea țărilor, e o patologie care ocupă primul loc în patologia cardiovasculară și care are mare, adică un domeniu în care avem cardiologia, avem mare succes. Cuvântul acesta, mare succes, se referă la tratamentul invaziv a cardiopatiei ischemice. Da, e un pas revoluționar, fără discuții. Dar acest pas îl pot considera că e numai jumătate din pas, deoarece când e vorba de afectarea coronarelor epicardice, da, aici noi avem succes mare, aici rezultatele sunt bune. Dacă ne referim la cealaltă parte a sistemului coronarian, la microcirculații, aici situația nu prea e bună și nu prea avem cu cine lăuda. Dacă în aspecte experimentale, în studii experimentale, avem rezultate foarte bune, în practica clinică tot încercăm, tot probăm, tot căutăm, rezultatele sunt mult, mult mai modeste. Și de aceea, orice remediu, orice studiu dedicat acestui proces, rezolvării acestei probleme, acolo, mai jos de
400 milimicroni mai jos de 10, adică la nivelul capilarelor, desigur că nu putem să spunem orice pas, cât de mic n-ar fi făcut în această direcție, este un pas important. Și ideea utilizării acestui remediu al meldoniului, asemănându-l sau luând în considerație că trimetazidina a fost primul medicament, așa să-i zicem, mai serios, care a fost utilizat și este utilizat în tratamentul cardiopatiei ischemice, în îmbunătățirea metabolismului miocardului, un preparat, cred că nu este cazul să mă refer foarte mult la mecanismul de acțiune, de aceea simplificând, trimetazidina acționează asupra metabolismului lipidic, da, inima noastră se hrănește preponderent cu lipidii, cu acizii grași, majoritatea cantității de energie se formează din acizii grași, blocând oxidarea, așa numită beta-oxidarea acizilor grași, avem eficacitate, câștigăm cu undeva 20% din pierderea, din arderea, din utilizarea oxigenului. Un moment foarte, foarte benefic. Iată, utilizând această idee, dar cu un alt remediu, meldonium, care practic, conceptual, are aceeași acțiune, dar meldoniu blochează formarea carnitinei, care transportă acizii grași în mitocondrii pentru a se forma energia necesară pentru contracția cardiacă. Deci, beneficiile trimetazidinei aplicate la pacienții cu cardiopatie ischemică nu au fost cu certitudine demonstrate. De aceea, în cercetarea dată, pretendenta a abordat o oportunitate inedită în ameliorare a metabolismului energetic al miocardului ischemic prin intermediul meldoniului, un preparat metabolic cu efect citoprotector care acționează după mecanismul menționat. Obiectivele de studiu au fost țintite spre aprecierea toleranței fizice a pacientului cu angină pectorală, a modificărilor morfofuncționale ale cordului, a indicilor metabolismului energetic, stresului oxidativ, inflamației. În plus, s-a stabilit legătura dintre eficiența acestuia în dependență de gen, vârstă, comorbidități și prezența unor factori de risc. Aceste cercetări clinice, funcționale și metabolice argumentează originalitatea și noutatea științifică a studiului. În studiu au fost înrolați 106 de pacienți cu angină pectorală, divizați prin randomizarea în două loturi. Lotul de pacienți la care s-a aplicat tratamentul standard, lotul de control, și lotul 2, în care tratamentul standard a fost suplinit cu meldonium în timp de 6 săptămâni, în doza de 1 gram pe sutcă. Diagnosticul cardiopatiei de angine pectorale stabile s-a efectuat conform criteriilor stipulate în penultimul ghid. La
peste 60% din pacienți înrolați în studiu s-a efectuat angiocoronarografia pentru a se preciza diagnosticul și a optimiza tactica tratamentului. Tratamentul farmacologic standard a inclus remediile care nu vom referi de asemenea la ele, dar remediile care sunt în principiu recomandate de către DIP. Metodele de cercetare și de apreciere a eficienței suplinirii tratamentului standard cu meldonium a inclus electrocardiografia, ecocardiografia, profilul lipidic, microalbuminuria, hemoglobina glicată, enzimele leziunii miocardului, rezistența organismului la insuficiența de oxigen, apreciată printr-o metodă specială, concentrațiile adenozin trifosfatului și adenozin difosfatului, adică substanțelor macroierșice, în ser și eritrocite. Markerii stresului oxidativ, dialdehida malonică, cataloza, superoxidis mutaza, markerii inflamației și disfuncției endoteliale, proteina C reactivă înalt sensibilă și oxidul nitric, și alte analize de rutină care se fac în clinică. Criteriile principale de estimare a eficienței meldoniumului la distanță de 12 luni a fost clasa funcțională a anginii pectorale, clasa clinică și clasa funcțională a insuficienței cardiace, indicii ecocardiografici, toleranța la efort fizic, în cadrul testului de mers 6 minute. Metodele statistice de procesare a datelor obținute sunt în corespundere cu scopul și obiectivele trasate în cadrul acestui studiu prospectiv. Beneficiul energetic general al meldoniumului a fost confirmat prin majorarea conținutului de adenozin trifosfat în erotrocite cu 7,40 comparativ cu tratamentul de fond, iar în serul sanguin creșterea consumului cu 18,50% în asociere cu suportul conținutului în asociere cu sporul conținutului de adenozin trifosfat s-a constatat reducerea cu 20% a 2,3 difosfogliceratului în eritrocite, fapt ce în plan metabolic semnifică reducerea severității ischemiei miocardului. Totodată, inhibiția de către meldonium a sintezei carnitinei rezultă în creșterea formării gamma-butirbetaninei, un factor endogen cu efecte vasodilatatoare. Astfel, în paralel cu ameliorarea metabolismului energetic, coronarodilatarea proprie meldoniumului prin mecanismul de creștere a acestui buterat amplifică beneficiile metabolice și funcționale ale preparatului. O altă latură importantă a efectului meldoniului este creșterea cu 15-60% a conținutului mitocondrial de superoxidis mutază, fapt ce indică asupra creșterii potențialului antioxidant. Proprietățile antioxidante și energo nomice ale meldoniumului s-au remarcat prin efectul cardioprotector, fapt confirmat prin diminuarea în ser a nivelului de lactat de hidrogenază și creatin fosfokinază. Cu toate acestea, în tabelul 3, 4, pagina 70,
se anunță că conținutul de sodiu în mitocondrii, fiind determinat, se specifică, adică nu se specifică în care celule, vorbind de creșterea, creșterea acestor macroierși în mitocondrii, parcă se subînțelege că lucrurile acestea se petrec în eritrocite, iar eritrocitele nu conțin mitocondrii. Funcția cortului este dependentă de potențialul energetic al miocardului, iar funcția diastolică se consideră în acest context în conexiune strânsă cu energie formată prin glicolize. Evaluarea comparativă a indicilor ecocardiografiei a diastolei a evidențiat creșterea mai pronunțată a valorii raportului undelor EPA în lotul cu meldoniu, comparativ cu lotul 1, în raport, adică cu situația inițială, și a fost urmărită pe toată perioada de supraveghere. Iar la distanța de 96 și 12 luni, decalajul conținutului a fost de 51,7% și respectiv 11,9%. Faza relaxării izovolumice a cordului este o componentă cheie a diastolei, în care se consumă partea majoră a conținutului de macroierși destinați funcției diastolice, astfel că velocitatea sau timpul relaxării sunt predictori importanți ai capacității cordului de adaptare la supra-solicitări cu volume și rezistență. Autoarea a stabilit că în ambele loturi timpul relaxării izovolumice se reduce semnificativ pe fundalul tratamentului deja după 3 luni cu 8% și 12%, respectiv în lotul 1 și 2. Dar rata de micșorare a acestuia a fost totuși mai considerabilă la pacienții care au primit meldonium, astfel că la distanță de 12 luni, diferența era de 36,3%. Funcția diastolică a ventriculului stâng este dependentă și de caracterul remodelării miocardului, și anume raportul dintre hipertrofie și fibroza reactivă sau substitutivă. Indicele masei miocardului ventriculului stâng este un indicator ecocardiografic al remodelării miocardului, care se corelează veritabil cu funcția diastolică. Acțiunea meldoniumului s-a caracterizat pentru o micșorare mai pronunțată a acestuia comparativ cu dinamica în lotul 1, drept dovadă fiind superioritatea reculului cu 27,1% față de tratamentul convențional la distanță de 12 luni. O dinamică similară a fost apreciată și în privința grosimii peretelui posterior, iar superioritatea reculului pentru acest indice a fost la distanță de 12 luni și mai mare, cu 57%. Caracterul remodelării miocardului are un rol important în relaxarea diastolică și evoluția cardiopatiei ischemice în contextul prezenței frecvente a factorilor de risc ce induc hipertrofia și fibroza reactivă interstițională, cum ar fi hipertensiunea arterială și activitatea neuroendocrină. Evidențele ecocardiografice obținute arată
că acțiunea Meldoniului s-a impus printr-o reducere cu circa 50% mai mare la distanță de 12 luni a numărului de cazuri cu hipertrofie concentrică a ventriculului stâng comparativ cu rezultatele lotului 1 cu 45%, adică în cifre absolute 29 versus 20. Fapt ce asociat cu un număr mai mare a paternelor geometrice normale ale cordului. Prin urmare, adiționarea meldoniumului la tratamentul standard a demonstrat superioritate terapeutică atât în vederea ameliorării metabolismului energetic, cât și a remodelării miocardului în asociere cu funcția diastolică. Totodată trebuie de luat în calcul și faptul că 48% din pacienți inițiați în studiu sau luați în studiu a suportat în anamneză infarct miocardic, astfel că formarea loturilor prin randomizare nu asigură o repartizare proporțională a pacienților cu infarct în anticidente. Evident că remodelarea miocardului la pacienții care au suportat infarct este mult mai dificilă în plan de îmbunătățire atât sub acțiunea tratamentului standard, cât și a tratamentului suplinit cu meldonium. O altă dovadă a beneficiului funcțional al meldoniumului este creșterea toleranței pacienților la efort fizic. De remarcat, în acest context, rata pacienților cu toleranță înaltă la efort fizic a fost în lotul 2 mai mare cu 43% la distanță de 12 luni față de lotul 1, deși inițial, în ambele loturi, niciun pacient nu a demonstrat această rezistență. Cu această evidență, bine se corelează și majorarea mai pronunțată a distanței în testul cu mers de 6 minute. După 12 luni, rata de creștere a distanței a notat un suport în lotul 2 cu 29,50% mai mare decât în lotul 1. Un alt aspect conceptual practic important este validarea efectului antioxidant al meldoniumului demonstrat în diminuarea prin estimarea comparativă a markerelor stresului oxidativ. De menționat că nivelul circulant al albuminei ischemice modificate, un marker veritabil a ischemiei miocardului, este semnificativ depreciat în lotul 2 versus lotul 1 la distanță de 6 și 12 luni. Ameliorarea ischemiei miocardului consemnează un aport crescut de oxigen, dar formulele terapeutice aplicate au diminuat activitatea stresului oxidativ. În baza estimării în dinamică a dialdehidei malonice, un produs al peroxidării lipidice, s-a constatat că în grupul cu meldonium acest efect a fost mult mai evident, dat fiind reducerea mai considerabilă a markerului deja după o lună de administrare. Atenuarea mai considerabilă a stresului oxidativ la acțiunea meldoniumului are la bază o proprietate superioară a sistemului antioxidant. Astfel, nivelele circulante ale componentelor enzimatice antioxidante principale, cataloază și superoxidis mutaza, sunt semnificativ mai elevate în lotul 2
la toate perioadele de estimare, 1, 3, 6 și 12 luni. Un marker cheie care reflectă activitatea stresului oxidativ și capacitatea endoteliului vascular în vederea controlului reactivității coronariene și a rezistenței funcționale coronariene este oxidul nitric. Important de menționat că nivelul seric al oxidului nitric, apreciat prin determinarea concentrațiilor metaboliților lui stabil, nitrații și nitriții, au fost la pacienții cu tratamentul asociat cu meldoniu semnificativ mai mare comparativ cu lotul control după 3 și 6 luni de la începutul administrării preparatului. Aceasta se menține superior și la distanță de 12 luni, fiind de 21,4%. Așadar, rezultatele cercetării atestă cu certitudine beneficiul clinic, funcțional și metabolic al adiționării meldoniumului la tratamentul standard al pacientului cu angină pectorală stabilă, manifestate prin creșterea toleranței la efort fizic, ameliorarea indicilor funcționali și geometrici ai cordului, atenuarea stresului oxidativ și creșterea nivelului de oxid nitric, precum și creșterea conținutului de substanțe fosfat macroiergice. În final, în cadrul analizei de dispersii s-au identificat predictorii ce influențează mai substanțial coeficientul de eficacitate a terapiei pacienților cu meldoniu, mai important fiind tabagismul și numărul de arterii coronare afectate. Această cercetare fundamentează oportunitatea perspectivei de ameliorare a tratamentului antiischemic la pacienții cu cardiopatie ischemică. În acest context, se impune importanța și aplicarea rigurilor diagnostice actuale care sunt stipulate în ghidul nou. Fac aici o mică remarcă că lucrarea a fost inițiată și practic realizată bazându-se pe ghidul societății europene precedent din anii 18-19. Pe când în luna trecută, adică mai corect, în august, sfârșit, începutul lui octombrie, la Congresul Societății Europene de Cardiologie a fost reactualizat ghidul nou al sindromului coronarian cronic. Desigur că în acest ghid sunt luate toate noutățile care există. Vă spun că mari noutăți, să zicem, în tratamentul cu utilizarea remediilor antiinflamatoare, adică nu sunt mari noutăți. Ceea ce ține de aspectele de studiu, de diagnostic, sunt făcuți pași importanți. Și de aceea eu cred că n-ar trebui de oprit în studierea acestui remediu și altora cu caracter metabolic asupra miocardului, deoarece din punct de vedere instrumental, tehnic, actual avem mult mai mari posibilități și cred că atât conducătorul științific cât și disertanta are să iei în considerație momentul acesta. În orice caz, noi dorim. Teza este expusă într-un stil academic și conține
următoarele componente clasice: introducere, sinteza literaturii, material și metode, descriere rezultatelor proprii în cadrul a două capitole, sinteza rezultatelor obținute, concluziile generale, recomandări practice, bibliografie și anexele. În introducere, autoarea argumentează necesitatea acestui studiu, relatează scopul și obiectivele ținte, noutatea științifică, problema științifică soluționată, semnificația teoretică și valoarea aplicativă a studiului. Revista literaturii cuprinde o expunere largă a abordărilor terapeutice ale în cardiopatie ischemică, inclusiv în angina pectorală stabilă, entități patogenetice a stresului oxidativ și experienței corecției metabolice. Capitolul material și metode este dedicat caracteristicii clinice a pacienților incluși în studiu, a loturilor formate, evidențierii metodelor de cercetare utilizate, precum și expunerii manevrelor statistice de prelucrare a materialului cifric. Capitolele 3 și 4 sunt destinate descrierii rezultatelor proprii prin utilizarea tabelelor și figurilor vis-a-vis de efectele clinice, funcționale și metabolice al meldoniumului. Capitolul 5, sinteza rezultatelor obținute, demonstrează capacitatea autoarei de analiză a materialului probatoriu în conformitate cu datele de literatură. Concluziile și recomandările practice sunt expuse concis și reprezintă esența conceptuală și relevanța practică a cercetării. Diseminarea științifică se impune prin 13 lucrări publicate la tema tezei și 3 acte de implementare a inovației. Bibliografia conține 181 de surse actualizate și competitive scopului studiului. Astfel, teza de doctor în medicină cu tema optimizarea metabolismului cardiac prin terapii cardioprotectoare la pacienții cu insuficiență coronară cronică reprezintă o cercetare finalizată, actuală, originală, realizate prin opțiuni tehnico-metodologice adecvate scopului și aduce evidențe științifice importante privind posibilitatea de îmbunătățire a terapiei anginii pectorale stabile prin adiționare la tratamentul standard al meldoniumului. Potrivit semnificații teoretice și valorii aplicative a rezultatelor obținute, cercetarea corespunde cerințelor actuale pentru o teză de doctor în științe, iar autoarea, doamna Olga Petruș, merită conferirea titlului științific de doctor în științe medicale. Doamna academician, mulțumim. Doamna competitoare, vă rog că răspundeți domnului referent. Stimate domnule academician, vă mulțumesc pentru analiza atentă și contribuțiile dumneavoastră valoroase, care au avut un rol esențial în evaluarea, îmbunătățirea lucrării noastre, opiniile, sugestiile dumneavoastră, ne-au oferit o perspectivă profundă și ne-au îndrumat în consolidarea cercetării, oferindu-ne oportunitatea de a perfecționa teza. Vă mulțumesc mult! La mai mult și la mare, și la mai mare, cum se spune. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Trecem la următorul recenzent. E de cuvântul domnului Cobeț Valeriu, doctor habilitat al științei medicale, profesor universitar. Domnul profesor, poftiți! Vă
domnule președinte al Consiliului Științei, estimați membri ai Consiliului Științei, stimați domnule clinicieni, stimați colegi, onorată prezență. Ischemia, de fapt, este unul din cei mai grei și lutabili impacturi asupra homeostaziei. În primul rând, asupra miocardului, care este cel mai flămând în oxigen și, părere de rău, nu poate extrage la solicitări hemodinamice un procent mai mare de 20-25. Astfel că ar fi bizar să vin în fața unui public autoritar să spun cât este de importantă căutarea și elaborarea unor posibilități de creștere a protecției miocardului contra ischemiei. Dar ar fi nejustificat și chiar apocrif să nu spun că, cu părere de rău, toate încercările care au demarat încă la mijlocul secolului 20 în vederea căutării unor remedii și fac o paranteză, am participat și eu ca fiziopatolog în cardiologie experimentală în testarea diferitor substanțe. Cu părere de rău, sau nu au fost aprobate în altă clinică, sau au avut efecte nedorite și astfel cardiologia actuală rămâne un pic însărăcită în vederea arsenalului de preparate eficiente cardioprotectoare. Natura ne învață cum poate fi realizată această cale. Prin remodelarea propriu-zisă a mitocondriilor, de la fuzionare la biogeneză, iar dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci la mitofagie, iar dacă și acest fenomen este eșuat, atunci, cu părere de rău, cardiomiocitul va pleca lamentabil și va pieri fie prin fiziunea, fie prin apoptoză, fie prin necroză. Ce ne propune natura? Natura ne propune participarea diferitor factori de inscripții care vor activa diferite gene, ce în final se va conduce la redicționarea metabolismului energetic din acești grași spre glucoză, fiindcă acest proces, deși se impune printr-un număr redus de ATP molecule, nu necesită atât de mult oxigen. Deci, un recul de 20% pentru un cor ischemic este un fenomen foarte important. Fie prin blocarea beta-oxidării, cum face trimetazidina în mitocondrii, dar trimetazidina nu limitează efectul lipocitezei, pentru că descărcarea acestor grași, în primul rând, cu lanț lung, 14-18 atomi de carbon, continuă. Sau prin limitarea carierelor de, sau mai de zis, transportului acestor grași în mitocondrii, cum de fapt face și mildoinul. Și aici pretendenta bine indică în disertație că prin blocarea sintezei de carnitină se acumulează și gama butirobetaină, care are și efecte vasodilatatoare, fie prin activarea receptorilor muscarinici sau inhibiția alfa-1 adrenergice. Sau, la momentul actual, sunt diferite încercări de a administra agoniștii GPL-ul sau antagoniștii la cotransportul sodiu glucoză. Autoarea a ales una din cele mai sofisticate căi, fiindcă mildoniul, evident, putea să nu se manifeste la gama solicitată de criterii de eficiență, efectul spontan. Și prin aceasta consider că este aspectul temerar și destul de îndrăznesc, deoarece, cum s-a menționat, vis-a-vis de trimetazină, sunt mai multe treabă. Și în disertație sunt indicate triumfă, prima, tem, stac și mai departe. Deci, odată acceptând cu îndrăzneală și cu o doză de, să spunem, de neclaritate ce va fi în viitor mildoniul,
trebuia de organizat un algoritm foarte precis de justificare și de demonstrare a eficienței acestui preparat. Și iarăși punctez ca o valență foarte tare a disertației, profunzime, dimensiune, paleta foarte largă de cercetări. Și ele sunt alese nu numeric, dar în evidențierea anume formatului calitativ. Dacă este vorba de protecția antischemică, cum putem să nu aducem la apel gradul de ischemie prin oxidul nitric și 3-2-3 de fosfoglicerată, care este cel instrument metabolic și în caz de hipoxie deplasează curba disocierii hemoglobinei spre dreapta și evident reducerea acestui produs indică o hipoxie mai moderată. Deci este un criteriu nu atât de direct, dar la ziua actuală cel mai precis. Cum se putea evita demonstrarea creșterii produselor macroierici, ATP, ADF și raportul lor? Și apoi, cel mai important moment, cordul. Trebuie de arătat că cardioprotecția anti-ischemică se manifestă, se asociază și cu îmbunătățirea funcției diastolică, sistolică, funcția de pompă, deci trebuia de utilizat indici funcționali ecocardiografici, de arătat că totuși pe parcursul de 12 luni se produce o remodelare benefică, mai ales și că circa 48% au fost pacienți deja cu un grad de remodelare compromis dat fiind faptul că au suportat infarct în anamneză. Și evident, ca nota principală, anduranța fizică. Dacă un cord ischemizat primește mai mult oxigen și își permite să crească toleranța fizică, atunci acest lucru trebuie demonstrat. Fie prin ciclotometrie, fie prin testul de mers 6 minute. Iată, acest algoritm, acest sistem complex oferă acestei cercetări o importanță deosebită și voi exonera opulența de cifre, nu voi trece peste toate rezultatele obținute, detaliat cum a făcut referentul preofinan, domnul Cărmician, dar voi puncta că, într-adevăr, administrarea Mildonului, în parcursul a 6 luni, la o perioadă de supraveghere de 12 luni, deci este un studiu prospectiv, indiferent că a făcut unele genuri de analiză în retrospectivă, el este un studiu retrospectiv. A crescut și această creștere a fost dependentă de perioada de supraveghere. Deci nu a fost o ameliorare momentană sau imediată, a fost o ameliorare cu o dinamică, poate nu atât de reprezentativă, dar ea a fost întotdeauna în ascensiune benefică. Deci a crescut pe nivelul de ATP, în ziua și în ce a scăzut cu circa 20-21%, este un procentaj, un recul foarte important al 2-3 de fostul gliceratului, ceea ce înseamnă că gradul de hipoxie în urma ameliorării fondului ischemic este redus. Și dacă vorbim de hipoxie și de ameliorarea ei, nu putem să trecem peste alt eveniment metabolic ce se află în conexiune strânsă, stresul metabolic, stresul oxidativ. Hipoxia, toate că aduce un import redus de oxigen, conduce la formarea mai mare a radicalului liber de oxigen. Și aici, iarăși vreau să menționez că autoare a ales cei mai importanți marcheri, e vorba de produsul final de lichida malonică, e vorba de catalază și superoxidismutază ca sisteme enzimatice ale sistemului antioxidant. Deci, de lichida malonică s-a redus, mi se pare că senestația apare deja după 6 luni, iar catalază și superoxidismutază au crescut. Anionul superoxid este cel anion care, radical liber care distruge prematur oxidul nitric. Lucru știut și mai mult ca în metabolizarea lui pe această cale se formează peroxinitritul, un produs citotoxic care poate să anihileze efectele benefice ale oricărui preparat antiangenal. Deci oxidul nitric a fost determinat, și acest lucru este foarte important, prin suma metabolitilor nitrat și nitrit, și el a fost în creștere semnificativă după 6 luni. Și acum asupra cordului. Asupra cordului, cercetările au arătat că rezultatele se subscriu beneficiului metabolic. Deci,
aș începe de la creșterea angulației fizice. Ultima putere, ultimii drepte. Mersul, testul de mers pe jos a crescut cu 166, distanța a crescut cu 166 de metri. Este ceva interesant. Indicii morfologici s-au ameliorat. Deci, modelul normal al miocardului, sau mai bine zis al ventriculului stâng, a atins cote de 60% în grupul de tratament cu meldoniu, față undeva 33% în grupul 1. Deci, o preluare a formatului geometric normal se asociază și cu reducerea substanțială a numărul de pacienți care demonstrează o remodelare concentrică sau hipertrofie concentrică. Hipertrofia, bineînțeles, era prezentă și justificată prin numărul foarte înalt de pacienți cu hipertensiune arterială. Și aici, imediat, se înțelege de ce s-a ameliorat funcția diastolică sau funcția rozitropă. Prin o remodelare mai benefică, prin diminuarea indicilor masei corporale, deci o regresiune a hipertrofiei, s-a ameliorat funcția diastolică. Funcție importantă și cum a spus domnul clinician, cea formă a revoluției cardiace care necesită numai energie glicolitică. Deci 30% din energie formată doar pe cale glicolitică se utilizează și consumă la funcție diastolică. Astfel este clar, printr-o contrapunere foarte simplă. Dacă crește viteza relaxării izovolumice, crește raportul LPA, atunci evident mai multă glucoză a consumat. Ce ne-a dus la acest beneficiu? Meldoniu, fiindcă el a oprit transportul acestor grași și a insistat asupra cardiomiocitului să formeze mitocondrii energie pe cale glicolitică. Astfel lucrează și acel factor de transcripție astăzi cunoscut, hypoxia inducibil, factorul inducibil de hipoxie. Printre altele, dacă astăzi se vor găsi remedii ca să fie influențată expresia acestui factor, practic va fi un remediu care va acoperi atât și efectul trimetazidinic, cât și efectul meldonului. Și putem vedea de acord. Rezultate obținute, fără îndoială, au un impact teoretic și practic infailibil. Deci, această lucrare deschide noi oportunități, aduce speranță la pacienții cu ischemie a cordului, care se află sub diferite formule de tratament și deseori părere de rău cu eficiență precară și va îmbunătăți, în genere, în plan fiziopatologic, abordarea diferitor tendințe de ameliorare, de creștere a toleranței la efort fizic a cordului. Diseminarea științifică este destul de bună. Trei sau două articole în reviste din bază Web Science și Scopus, 5 articole monoautor, participări la multe foruri științifice, ați văzut și de voastră nouă apreciere de persoane notorii în acest domeniu. Deci e clar că acest material a trezit un interes deosebit și a trezit acest interes anume prin inteligența abordării, inteligibilitate, în al doilea rând, și marca probă rezultatelor obținute. Asupra concluziilor și recomandărilor practice, impresia mea sau analiza mea a arătat că, într-adevăr, sunt precipitate pe materialul propriu obținut, un material probatoriu foarte vast, au izbutit să aducă la apel cele mai importante aspecte, fiindcă câteodată o concluzie din nefericire își pierde unele beneficii, că se pierd diferite fi detalii, dar importante în cazul respectiv și recomandările practice și concluziile sunt destul de concludente. Și manuscrisul tezei, de acum domnul Crăcean a menționat, într-adevăr este expus într-o formă clasică, folosind un limbaj academic. Vreau să spun că competitoare are cunoștințe serioase în materie de litere, un stil foarte fluid, se citește foarte ușor, dar eu, ca fiziopatolog, nu pot să nu menționez profunzimea cunoștințelor în fiziopatologia ischemiei, repercusiunilor ischemiei,
posibilităților de minorare și de interpretare celor date funcționale și biochimice care au fost obținute. Este o notă foarte importantă pentru oricare disertant care vine cu așa material și bucur acest fapt. Toate, dacă le sumarizez într-o frază, atunci trebuie să zic că teza doamnei Chetruș Olga corespunde tuturor exigențelor înaintate de ANACER față de actualitate, originalitate, metodologia aplicată, metodologie foarte bine descrisă, aici am uitat să fac paranteză, cu o statistică modernă, sunt box ploturi, semnificații, numai cel aspect de utilizare dispersie pentru a identifica totuși care sunt cei predictori ce vor contura eficiența oricărui tratament. Și aici s-a ajuns patapagism. Stranul pentru mine a fost că totuși a fost un Fisher index mai mare decât la miocardul vechi, apoi e clar că numărul de arterie culprit, coronariene afectate, și evident farmacologie terapeutică metabolică, iar vis-a-vis de numărul de arterie culprit, aici puteți să deschideți o direcție de utilizare meldonilor în contextul riscului periprocedural al angioplastiei și al stentului, fiindcă el va induce diferite genuri de ischemie și domnul Cântean Popoi știe foarte bine circa 10 ani laboratorul condus de dumneavoastră se ocupă cu această problemă de combatere a repercusiunilor în același timp și de gen ischemic periprocedurale, deci până la stentare, după stentare și o perioadă cel puțin de 3-4 luni, până când după infarct nu se finalizează procesul de remodelare. Deci, continuu, după semnificația teoretică, valoarea aplicativă, diseminare științifică, fără îndoială corespunde cerințelor și exigențelor înaintate de acest, iar autoarea, doamna Chetruș Olga, merită conferirea titlului științific, doctor științei medicale. Și ultima frază, care vreau să o spun cu mare plăcere, să aduc un gen de reverință conducătorul științific, domnul profesor Valeriu Stradi, care evident a ghidat cu mult scrupul, cu sagacitate științifică, această teză destul de interesantă, destul de binevenită pentru cardiologi și eu ca fiziopatolog, spun mai mult fundamental, voi prelua multe aspecte care sunt deja dovedite. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule profesor, doamna competitoare, vă rog răspundeți recenzent, domnule recenzent. Stimate domnule profesor, vă mulțumesc pentru recomandările pertinente pe care le-ați formulat și ați reprezentat în fundament solid pentru a aduce lucrarea la un nivel academic de relevanță științifică. Pare dumneavoastră pentru calitate, claritate, este un exemplu de profesionalism și angajament academic. Mulțumesc, succes de voastră. Vă mulțumim. Și acum începem o discuție liberă asupra valorii științifice a tezei, materialului metodii, metodologii, etc. Cine dorește? Eu. Domnule academician, poftiți. Onorate domnule președinte, onorată asistență. Eu nu sunt cardiolog, dar toată viața m-a ocupat și cu medicina practică și teoretică și îmi dau seama că lucrarea care mi-a fost prezentată aici are o importanță deosebită, atât în aspect teoretic, cât mai ales în aspect practic. Este cunoscut faptul că lucrările științifice în medicină, anume mai mult importă în privința practicii, deoarece asta înseamnă prelungirea vieții, ameliorarea sănătății și așa mai departe. Și iată, în acest aspect, lucrarea aceasta ne-a demonstrat
toate cele ce au fost numite. Mai mult ca atât, lucrarea, în viziunea mea, poartă o amprentă a unei școli mondiale de cardiologie. Școala înființată de marele cardiolog Lubov Malaya. Școala pe care a trecut-o completamente de la până la sfârșit, conducătorul științific al tezii de astăzi, profesorul Istrate, cunoscut în, nu numai în plan național, la noi în Republică, dar și în plan internațional. Știți, pe lângă toate cele, m-a impresionat numărul pacienților studiați, 170. Aici încă mai adaus o leacă și s-ar potrivi și pentru teza de doctor habilitat, după numărul pacienților studiați, nemai vorbind că metodele sunt contemporane. Eu o cunosc pe doamna competitoare când era încă studentă, a fost o studentă minunată, disciplinată, stimată de colegi și consider că doamna Chetruș Olga merită pe deplin titlul științific de doctor în medicină. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule academician. Cine mai dorește? Atunci eu aș ruga membrii Consiliului Științific să se expună fiecare în parte părerea asupra noutății, valorii științifice, aplicativi, atezii. Începem după alfabet, doamna profesor Caproș Natalia. Onorată asistență, onorată academicieni și membrii Consiliului Științific, sunt de acord că bolile cardiovasculare, în prezent, conform statisticii, atât a Republicii Moldova, cât și a Europei și pe glob, sunt în creștere. Plus la aceasta, anume datele pe Moldova sunt cu tristețe crescute comparativ cu celelalte țări ale Europei, cu valori de 1.000 la 10.000 de locuitori, de prevalență a bolilor cardiovasculare, cifre una din cele mai mari comparativ cu alte țări ale Europei. În pofida progresului tehnic, a revoluției intervenționale în cardiologie, pe globul pământesc se consideră că este o creștere a incidenței a bolilor cardiovasculare, care constituie tocmai 10 milioane în an și 3 milioane de decese. Acestea sunt cifre care arată actualitatea și importanța temei care discutăm acum. Plus la aceasta, actualitatea și importanța temei care o discutăm a fost subliniată la ultimul congres european a cardiologilor din Londra, Regatul Unit, care a lansat ultimul ghid în bolile coronariene cronice, unde a arătat atât epidemiologia, cât și importanța, cât și clasificarea nouă a acestor patologii coronariene cronice, care includ tocmai 5 scenarii, variante clinice, din care unul, încă 6, deci o varietate foarte mare, în așa fel că conceptul nostru a evoluat de la un aspect de cunoaștere a aterosclerozei în ceea ce privește arterele mari, epicardice, la nivel microvascular și, prin urmare, în înțelegerea fiziopatologiei bolilor coronariene aduce o întrebare și în tratament.
ceea ce a fost oglindit în lucrarea de astăzi. În ceea ce privește contextul lucrării date, efectuate de doamna Petruș, ea își propune evaluarea eficacității farmacoterapiei cu modulul la pacienții cu boli coronarie cronice. Așa, și această investigație întreprinsă a fost deci, cu includerea științifică și substanțială pentru a consolida baza teoretică, științifică și teoretică practică în domeniul cardiologiei, iar noutatea științifică rezidă anume din analiza clinică și enzimatică a efectelor tratamentului cu meldonul, după cum a fost exprimat. Cercetarea a înglobat o analiză a manifestărilor clinice și anume angina pectorală, atât și toleranța la efort fizic în timpul tratamentului cu meldonul, în perioada de supraveghere timp de un an, așa, și modificările hemodinamice centrale care s-au îmbunătățit sub controlul și tratamentul cu meldonul. La fel, funcția sistolică și diastolică a ventriculului stâng. Studiul mai explorează efectele meldonului pe perioada monitorizării și a oxidului nitric, un vasodilatator foarte important, și la fel, nivelul stresului oxidativ prin valoarea de adichidii malonice și numai decât antioxidantul, sistemul antioxidantelor implicate în sistemul de apărare împotriva speciilor reactive de oxigen, lactate hidrogenază, cardiocitoplasmatică, superoxidismutază, catalază. La fel au fost identificate criterii standard pentru individualizarea farmacoterapiei cu meldonul. Din punct de vedere practic este foarte important acest moment. În funcție de stare inițială a sistemului de adaptare funcțională și acest moment este plus valoare la pacienții cu cardiopatie ischemică, ce constituie problema științifică soluționată în teză. Acestea sumarizând, cred că lucrarea cu tema optimizarea metabolismului cardiac, cu terapie citoprotectorie la pacienții cu angina pectorală prezentată de doamna Olga Petruș este originală, are o importanță mare, teoretică și practică, corespunde exigențelor în vigoare înaintate față de tezele de doctor în știință medicală. Iar doamna Olga Petruș este demnă de titlul de doctor în știință medicală. Vă mulțumesc de atenție! Vă mulțumim dumneavoastră, doamnă profesor. Acum, cum am vorbit anterior, după alfabet, vine domnul profesor Caraus Alexandru. El are legătură cu noi online. Domnul Alexandru, domn profesor. Doamne, bună ziua, domn profesor. Următorul. M-a auzit? Da, vă auzim, dar nu vă vedem. Da? V-am văzut și ați dispărut. Ia că e mindeană, da. Da, acum vă vedem, dar la ecran, ce facem? Da. Este aici. Da. Mulțumesc, domnul ședinte, vă rog, asistență. Problema tratamentului metabolic este mult o sănătate. Organizarea, la catedră. Organizați-vă. Vă vorbim? Da, vă rog. Vă rog, domn, scuzați. Nu, vă vedeți la televizor, dar la ecranul mare, dar asta nu e problemă. Noi vă auzim foarte bine. Vă rugăm. Da. Deci problema tratamentul metabolic în maladie cardiovasculare este un problem foarte bine. Deci am dus să amintesc toți bine, mai ales cei cu experiența mai mare, cât așteptările erau de la așa numiți agenți metabolici. Inozie F, care a venit din Japonia, ulterior a fost baza lui sintetizată de Uniunea Sovietică, ripoxina. Mare ravagie a făcut fosfocreatina cu neotonul, așa denumirea. Alți agenți. Deci problema asta rămâne până în prezent, din păcate, încă deci nu avem dovezi destule pentru orice agent metabolic care să fie inclus cu tratamentul de durată a maladiilor cardiovasculare. Asta spun pentru că întrebarea care a fost pusă anterior despre cineva din colegi, comparația cu trimetazidina, deci chiar ar fi un lucru frumos pentru viitor atunci când competitorul va continua
Cecetelli, făcând un studiu de durată mai lungă, în comparație acestor agenți metabolici, care până în prezent nu este clar locul lor și rolul în tratamentul de debugat al maladiei cardiovasculare. Eu vreau să menționez un lucru, deci am fost la toate etapele acestei lucrări și dacă nu se aminte bine, chiar la primul seminar care a fost cumva, deci, invalidat de ANACEC sau știu de cine, deoarece era depășit termenul seminarului științific, a fost o mare să fiu președinte acestui seminar și am dictat mult această tematică atunci. Ulterior a fost a doilea seminar unde s-a discutat iarăși. Vreau să spun ce spune că evoluția a fost una, deci, impresionantă. Evoluția acestei teze. De la prima ședință, cu multe întrebări și mai puține răspunsuri, acum vedem o lucrare deja bine pusă la punct, fiind o lucrare finalizată și prezentarea doamnei copilitoare a fost una excelentă. Vreau să susțin antevorbitorii și să spun la sfârșit că copilitorul într-adevăr merită oferirea gradului științific de doctor în științe medicale și să felicit pe acestea tale și conducătorul acestei lucrări, domnul profesor Valeriu Vistrat. Mulțumesc! Domnul profesor, vă mulțumim! Mi-ați dus într-o istorie pe care eu de obicei, când vorbim de metabolic, amintesc Inoziev și ATP și alte preparate, pe care noi cu generația noastră am trecut-o. Vă mulțumim! Vă mulțumim, domnul profesor, pentru intervenție. Și acum voi ruga pe domnul profesor Liviu Grip să... Acum a apărut domnul profesor Caraușevic. Vă rugăm. Onorat domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, dragi colegi și oaspeți invitați, așa a fost deci, situația că în valuri, în ce privește preparatele metabolice și nu numai cu preparatele metabolice, dar în, atât în medicina clinică, cât și fundamentală, undeva, câteodată ne pare că ceva subapreciem și apoi ne abținem, apoi iarăși cercetările științifice vin noi și noi peste noi și ne dă peste cap concluziile trecute, și iarăși revenim la problemă. Așa a fost și cu medicația metabolică, pentru că ghidurile trecute până la ghidul actual din 2024, ghidurile trecute pe cardiopatie ischemică sau cum numim noi sindromele coronariene acum, cumva, deci, preparatele metabolice au pomenit, dar parcă așa, în linia a doua, parcă au rămas în umbre. Mai mult ca atât, după ghidurile trecute, publicațiile care au apărut pe parcurs până în anii aceștia, până anul recent, erau contradictorii, deci unele publicații, deci, arătau spre mai bine, altele publicații erau. Că, în felul următor, noi cu mare nerăbdare am așteptat aparența ghidului pe sindromele coronariene cronice. Și când colo, ce să vedem noi? Dacă în ghidul trecut, deci era clasa de recomandări 2B, nivelul de dovezi B, atunci vedem că, oricum, știința, dacă a progresat, deci dacă acel cuantum sau masă critică de cercetări științifice s-a schimbat, deci acele două medicamente, deci acolo sunt mai multe medicamente, dar să zic, ne oprim la trimetazidină și la ranolazina, care sunt mai aproape de meldonium. Vreau să vă spun că pe trimetazidină l-au păstrat în clasa de recomandări 2B, nivelul B, dar pe ranolazina au ridicat-o în clasa de recomandări 2A. Și atunci, iarăși, interesul față de tratamentul metabolic, care vine să completeze și să suplimenteze
Acele cazuri, deci nu toate, dar acele cazuri în sindromele coronariene, care diferite în funcție de afectarea macro-microvasculară, în funcție de alte criterii, vin în mare măsură să suplimenteze și să dăm cât de cât deci o șansă pacienților noștri. Vreau să vă spun că pe sindromul coronarian acut, deci sunt careva, în genere meldonium a fost studiat de mai mult în știință de țările din Pribaltica, țările baltice, țările Ucraina, dar în ultimul timp au apărut și lucrări în Europa, fapt care ne nădăjduiește că doar încă nu este, cum am spus, cuantumul suficient de cercetări științifice ca acest preparat deja să nimerească în ghidurile societăților internaționale de cardiologie, dar ne dă multă, multă speranță. Și probabil că chiar și la noi în țară, savanții autohtoni, la Institutul de Cardiologie în sindromul coronarian acut, sunt unele lucrări a domnului profesor Aurel Grosu cu meldonium și ea ca este binevenit, salutabilă în sindromul coronarian cronic, să apară această cercetare. Și ne-am bucurat mult că ea să apară mai departe această cercetare și ca referință în următoarele studii, în următoarele cercetări. Și vreau să vă spun că așa dacă treci ghidul sindromului coronarian cronic, dacă îl treci rapid, mai puțin observ, dar conform acestui ghid, dacă deschizi suplimentul, pentru că este suplimentul la ghidul Societății Europene de Cardiologie pe sindromul coronarian cronic, deci paradigma empirică actuală, deci pentru selectarea terapiei medicamentoase antianginoase, deci constă într-o abordare ierarhică, deci întrepte, așa zise, incluzând medicamentele, desigur că în primul rând de prima linie, cum sunt beta-adrenoblocantele și blocanții canalelor de calciu, dar și mai departe medicamentele de linia a doua, cum ar fi mitrații cu acțiune prelungită, nicorandilul, ranolazina, ivabradina, trimetazidina, etc. Deci terapia medicală pentru controlul simptomelor în sindromul coronarian cronic ar trebui adaptată la profilul hemodinamic al fiecărui pacient, așa a ajuns la concluzii știința actuală, să cunoaștem de la simple tensiuni arteriale, frecvența cardiacă, deci și asta de fapt face parte din abordarea individualizată, ceea ce în teza aceasta s-a vorbit. Deci și mai departe, desigur, să fie adaptate și comorbidităților sale, în special dacă e vorba de prezența insuficienței cardiace, asta deja mergem spre abordarea multifactorială, dacă e vorba de medicația concomitentă și potențiale interacțiuni medicamentoase și preferințe, de asemenea, ținând cont și de baza fiziopatologică a ischemiei miocardice la fiecare pacient, precum și de disponibilitatea locală a diferitelor medicamente. Deci, să zicem așa, abordarea multidimensională despre care tot a fost vorba. Și, într-adevăr, pentru mulți pacienți cu sindrom coronarian cronic, terapia medicamentoasă inițială ar trebui să includă la început un beta-blocant și sau un blocant al canalelor de calciu, dar alte medicamente antianginoase, ele rămân la fel în trebuință, deci aceiași nitrați, ivabradin, nicorandil, ranolazină, trimetazidin. Și tot aici aș vrea ca să degrabă să apară în acest rând și meldonium, pentru că, deci, care ar putea fi adăugat pe lângă beta-blocant și pe lângă antagoniști de calciu, ca parte a terapiei combinate inițiale la pacienții selectați corespunzător, adică selectați personalizat, selectați individualizat. Deci, am sigur că n-aș vrea să vă obosesc, ne oprim, pentru că materialele din suplimentul la ghid, deci, desfășoară și deschide, practic, și partea fundamentală, cât și clinică, a preparatelor metabolice și, în special, a trimetazidinii,
și are anulozinii, dar vreau să, deci v-am spus, de clasa de recomandări, de nivelul de dovezi, dar vreau să vă bucur altceva, și cu ce m-am bucurat și eu, pentru că aceste date din ghid, din suplimentul la ghid, practic au trecut tot peste aceleași aspecte care a fost studiat Mildoniu Mildronatu în lucrarea recentă de astăzi, dar și în aspectul clinic, și în aspectul fundamental, și în echilibru energetic tisular, și în stresul oxidativ, și terapia individualizată. Deci momentele forte se utilizează și în studiile internaționale și prezintă, într-adevăr, ca niște repere forte pentru argumentarea valorii lucrării de astăzi. Da, încă nu putem spune astăzi care ar fi clasa de recomandări, dar ne-am dorit tare, a meldoniumului sau nivelul de dovezi. Urmează să vedem în baza studiilor ce vor mai urma, precum astăzi este prezentat studiul dat despre meldoniu. Și, într-adevăr, în cercetarea dată, deci multe lucruri s-au efectuat pentru prima dată, dar cel mai important este metodologia studiului bine, deci înarmată, utilizarea metodologiei optime în bază de algoritmi prezentate, în baza markerilor cercetați, fapt ce a permis soluționarea problemei științifice a acestei lucrări, care constă în stabilirea fundamentării științifice a eficacității tratamentului cu meldoniu. Și deci și nu numai atât. Eu multe ar fi de numit aici, dar să spunem așa, 14 principale efecte chemodinamice ale meldoniului. 12 principale mecanisme de acțiune a meldoniului într-o singură lucrare, într-o singură teză. Deci desigur că rezultatele acestui studiu aprofundează și obiectivează influența benefică a tratamentului complex cu meldoniu asupra metabolismului celular la pacienții cu angină pectorală de corp. Aceasta astăzi în fața noastră a fost dovedit prin aprecierea influenței directe a tratamentului așa zis citoprotector cu meldoniu asupra markerelor studiați a metabolismului celular. Și, prin urmare, la fel și eu vreau să apreciez în altă cercetarea dată, vreau să spun că corespunde tuturor cerinților și doamna Olga Petruș, într-adevăr, merită titlul de doctor științe medicale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule profesor! Și acum, permiteți-mi și eu, ca membru al Consiliului, să expun părerea asupra tezei, nu prima dată, de câteva ori deja, mi-am expus-o. Care este esența acestei teze? În primul rând, a fost apreciată eficiența unui preparat la o grupă de pacienți deosebiți, cu insuficiență pacică, disertantă anumită, o insuficiență coronariană cronică. Deci pacienții cu angină pectorală, cu dureri, sau acum, cum se numește, avem o definiție nouă, sindrom coronarian cronic. Care este fiziopatogenia? Dacă înțelegem fiziopatogenia, noi putem și trata. În principiu, totul este, cauza principală sunt în vase, în țare, țevele acestea care alimentează cu sânge inima. Și iată, acolo ceva este astupat, este obturat. Și apare o disbalanță între aport, sângele care vine, și necesitatea miocardului în mâncare. Și această disbalanță când apare, inima începe a striga, fie prin durere, durere moderată, angină pectorală, când se blochează complet, apare infarctul miocardic. Iată, acesta este mecanismul. Ce trebuie de făcut din punct de vedere a științei, a cunoștinței, a fiziopatologiei? Pe de o parte trebuie de adus mai multă mâncare și pe de altă parte trebuie de micșorat necesitatea, pofta miocardului în mâncare. Și iată,
Tratamentul contemporan este bazat pe aceste două principii. De atras atenție că 1800 de ani lumea nu putea trata, n-avea cu ce trata. Dar a apărut dinamita, a apărut nobelul și în așa mod pe piață a apărut nitroglicerina. Și timp de 100 de ani și ceva, nitroglicerina, nitrații, era unicul medicament cu care se tratau acești pacienți. Și aceasta a fost până în anii 1960-70. Apoi au apărut preparate care dilată, la fel așa dilată, au apărut antagoniștii de calciu. Apoi în anii 60-70-80 a apărut bypassul, operația, bypassul aortocoronarian. Apoi a apărut știința s-a dus mai departe, curiozitatea savanților s-a dus mai departe și s-au gândit, dar ce o face dacă au dilatat această arteră? Au dilatat-o, au văzut că ea înapoi câteodată revine, dar ce o face dacă vom pune un carcas metalic, care acum se numește stent, prin anii 80-90 și gata, noi nu avem nimic nou în tratament. Știința s-a oprit, tratamentul s-a oprit, numai se perfectează metodologia. Și iată în anii 2000, recent, relativ recent, au apărut studii fiziologice care demonstrează că în ischemie ar fi bine să mai potolim pofta. Adică inima să lucreze ca robul, dar să facă acel lucru, dar să nu mănânce așa de mult. Și în așa mod, în anii 2000, a apărut conceptul de preparate metabolice. Sunt trei preparate care se discută mai pe larg. Americanii au luat și au introdus ranolazina, europenii au introdus trimetazidina despre care vorbeau și trebuia de introdus și meldonil, meldronatul. Dar s-a oprit. De ce considerente? Problema e delicată. Probabil că acei care au propus acest preparat deja n-au ajuns. Când au apărut anii 2000, au apărut băieți mai șmecheri care trebuiau să lanseze, dar nu erau capabili să lanseze, să nu vreau să dea bani pentru a face studii. Și în așa mod s-a oprit. Poate nebine meritat, dar s-a oprit, știind unele nuanțe, știind toate, discutând cu multe lucruri. Deci el nu este inclus în recomandările actuale. Și recent, nu de mult, a apărut o explozie de interes față de meldoniu. După ce o renumită sportivă de tenis de câmp a fost descalificată din cauza că s-a găsit un doping. Dopingul cel era meldoniu. Și atunci interesul față de meldoniu, atât la populație, cât la doctori și mie ca medii care consum, nu mă spun, ai auzit de Șarapova? Am auzit. Iată, eu primit meldoniu, ieși și primește meldronat. Glumesc. Aceasta este ideea. Și se vede că și lucrarea a fost concepută atunci, că interesul mare. Dar a venit acum, de ce? Și conducătorul a spus, drumul a fost lung. Cazul din considerente obiective și subiective. Nu intrăm în detalii. Vreau numai una să spun, că noi astăzi am asistat la o expunere, eu nu iubesc academică, dar universitară. Universitară, inteligentă și o disertație normală, prezentată frumos, au vorbit recenzenții, au vorbit membrii comisiei, dar vreau să spun că acest drum, pe parcursul domnului profesor Ristrație, un an sau cât, un an jumate, nu a fost așa de ușor. Prima lucrare care a fost prezentată nouă, fiind președinte la Consiliul Științific, cum se numește, seminarul de profil, o prezentare stângace, o lucrare care trebuia redactată, le-a plăcut, nu le-a plăcut, dar vedeți că mecanismul de susținere a tezei prevede mai multe etape unde sunt recenzenți, unde sunt specialiști mai înguși care înțeleg problema și fiecare a venit cu propunerea și doamna competitoare trebuia să iei în considerație ca la sfârșit să ne dă o bijuterie cu papion chiar pentru ce îi aduce mulțumiri.
Despre importanța teoretică, practică, etc., au vorbit antevorbitorii mei și nu este, sunt într-o totul de acord. Aș vrea pur și simplu să conchid că disertația prezentată cadrează într-o totul cu exigențele față de o teză de doctor în medicină, iar doamna competitoare Chesluș-Colba corespunde cerințelor de doctor în științe medicale. Asta e partea care trebuia eu să o spun ca membru al comisiei. Iar acum, mai departe, după protocol, vreau să vă, ca să nu apară întrebări, pentru că parcă mergem nu pe aceea cale pe care mulți doctoranți merg acum. Deci, doamna Chetruș, Olga, merge conform exigențelor mai dinainte. Pentru acum s-au schimbat un pic cerințele, iar ea face parte din etapa celor care trebuia să susțină mai înainte și ei, conform ANACEC-ului, trebuie să susțină conform standardelor elaborate atunci. Și conform acestor standarde, membrii Consiliului trebuie să ne retragem separat pentru votare nominală a hotărârii. Fiecare membru votează personal, semnând în lista membrilor Consiliului Științific Specializat în dreptul numelui și rezultatele votării pe urmă va fi prezentată de secretarul științific sau de mine, nu contează. Așadar, membrii Consiliului Științific ne deplasăm acolo, în cameră, așa sunt cerințele de atunci. Acum votul este deschis. Ne ducem. Eu vă invit, stimați membrii Consiliului Științific. Dar domnul profesor Carauș, conform cerințelor, el își spune părere deschis și el semnează... El părerea și-a spus-o, adică noi acceptăm părerea lui, dar dumneavoastră vă ocupați, da, trebuie să faceți tot ca să fie corect. Deci făcut, da. Bine, mulțumim. Recenzenți? Domnilor recenzenți? Nu. Nu, eu particip. Nu particip. E bine, participă sau nu? Nu, nu particip. Atunci, pe voi, era așa recenzenți, care vreau să ai. Cam așa, nu-i întrebați. Mă, gata, nu-i luăm Mildoni. Așa, așa, da. Sunt și el sârgească. Adică, cei mai bună... Eu tot am văzut, unde știu, am auzit de Mildoni, am auzit, de ce e asta Mildoni? De el în tine. Domn profesor, v-ai spus că nu adăt le te, că tu понимаешь? Да, сейчас ли ты отсутствует? Nu, eu zice, e schema să e plus, plus aici. Deci, doamna secretară va anunța rezultatele votării, fără a nominaliza cine și cum a votat. Consiliul Științific Specializat și-a exprimat votul în așa mod, deci au fost prezenți la vot 7 membri ai Consiliului Științific Specializat, s-a votat pro 7 voturi, contra 0 voturi. Unanim pro. Mulțumim. Acum eu voi ruga doamna secretar, conferențiar Universitară Irina Cabac-Pogorievici, să dea citire proiectul de hotărâre referitor la gradul de noutate, evaluarea științifică, rezultatele obținute în teză. Acesta se aprobă prin vot deschis. Și întrebarea mea este să citim tot sau numai decizie finală la membrii Consiliului? Stimați membrii Consiliului? Decizie finală? Suntem de acord? Da. Da, da. Da, mulțumesc, domnul profesor. Vă rog. Stimați membrii Consiliului Științific Specializat,
voi da citire proiectul decizii Consiliului Științific Specializat de 321-06-24-37 în cadrul UZMP Nicolae de Stimitanu, referitor la teza de doctor a absolventei doctoratului Olga Tetruș, cu titlul Optimizarea metabolismului cardiac prin terapie citoprotectorie la pacienții cu insuficiență coronariană cronică, specialitatea 321-03 cardiologie, prezentată pentru conferirea titlului de doctor în științe medicale. Deci mă opresc doar la partea decizională a proiectului. Decizie. În baza prezentării, doamnei Olga Chetruș, a avizelor pozitive a referenților oficiali, Popovici Mihail, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al Academiei de Științe, Institutul de Cardiologie și Copeț Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, asupra tezei Optimizarea metabolismului cardiac, terapie citoprotectorie la pacienții cu insuficiență cardiacă cronică, specialitatea 321-03 cardiologie, a avizelor pozitive a specialiștilor în domeniu, precum și a discuțiilor din cadrul ședinței Consiliului, se decide de a califica teza drept o lucrare științifică finisată, ce abordează o tematică științifico-practică de actualitate și importanță semnificativă pentru specialitatea de cardiologie, în care sunt obținute rezultate fundamentale importante în domeniul insuficienței coronariene cronice. Prin conținutul științific, abordarea multilaterală a problemei studiate, prin volumul impunător de date obținute, prelucrate, analizate și interpretate, prin expunerea argumentată a rezultatelor, teza corespunde totalmente exigențelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova, înaintate față de teze de doctor în științe medicale la specialitatea 321-03 cardiologie. Iar pretendenta merită de a se conferi titlul de doctor în științe medicale. Mulțumesc! Aprobăm prin vot deschis, membru Consiliului. Mulțumesc! Vă felicităm acum! Și vă oferim cuvântul de încheiere. Odată cu finalizarea acestei etape din viața mea, îmi doresc să adresez câteva cuvinte de mulțumire celor care m-au îndrumat sau mi-au acordat suportul de parcursul acestei lucrări de doctorat. În primul rând, îmi doresc să mulțumesc conducerii și colectivul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Pestinițean, în primul rând rectorului, domnul academician Academiei de Științe a Moldovei, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, Emil Ceban, prorectorului, domnul academician Academiei de Științe a Moldovei, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, Stanislav Popa, prorectorului, doamnei profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, Olga Cernețchi, pentru încrederea acordată, susținerea și sprijinul administrativ constant acordat în domeniul științei. Deosebit recunoștință și alese mulțumiri conducătorului științific, domnului profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, om emerit Valeriu Strate, pentru permanentă îndrumare, sprijin, încurajare de-a lungul perioadei de pregătire a doctoratului și de elaborare a tezei date. Astfel, fundamentarea științifică și elaborarea acestei teze de ar fi fost aproape imposibilă fără ajutorul, sprijinul și îndrumarea domnului profesor, care prin înalt grad profesional și dăruire a contribuit la formarea mea și finalizarea acestei lucrări științifice. Aș dori să le mulțumesc președintelui Comisiei de Susținere, domnului profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, Valeriu Rivencu, secretarului Comisiei de Susținere, doamnei conferențiară universitar, doctor în științe medicale, Irina Cavac-Covărăliță, membrilor Comisiei de Susținere, doamnei profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, Capruș Natale, domnului profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, Liviu Grip, domnului profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, Alexandru Carauș. Mulțumirile mele se îndreaptă de asemenea și către distinși referenți oficiali. Domnul profesor universitar, doctor habilitat științe medicale, academician Academiei de Științe a Moldovei, Mihail Coporici. Domnul profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, Valeriu Coveț. Pentru sfaturile pertinente, sugestiile constructive oferite. Mulțumesc și sunt profund recunoscătoare școlii doctorale,
inclusiv directorului, domnului profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale Elian Șapte Frați, doamnei profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale Eliana Raievski, domnului profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale Alexandru Corlătean, domnului profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale Mihail Todiraș, precum și colectivului întreg a școlii doctorale. Doresc să le mulțumesc tuturor colegilor din cadrul disciplinii de medicină internă semiologie, sub conducerea domnului profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, om nimerit Valeriu Strate, pentru încurajare oferită, sfaturile colegiare, deosebit de utile și sprijinul acordat pe parcursul elaborării și susținerii tezei de doctor. Sincere mulțumiri și recunoștință tuturor celor care m-au încurajat, sprijinit și mi-au acordat ajutor în realizarea tezei de doctor. Sincere mulțumiri celor care au venit astăzi și m-au susținut. Vă mulțumesc foarte mult. La urmă, dar nu în ultimul rând, doresc să le mulțumesc părinților, familiei, prietenilor, care m-au susținut moral și mereu au fost alături de mine pe toată perioada doctoratului, pentru înțelegere, apreciere și răbdare acordată. Mulțumesc din suflet înaltului auditoriu prezent astăzi, în această sală, în această zi deosebită pentru mine. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc la toți pentru participare, discurs de arhivă și permiteți-mi să declar închisă ședința Consiliului Științific Specializat.